Pentru că războiul cu Gabriela Firea deja aproape că a spart Partidul Social Democrat. Pe surse, 40 de parlamentari ai PSD se vor alia în spatele Gabrielei Firea, iar aceștia nu mai sunt controlabili la votul din Parlament, ceea ce ar putea duce prejudicii imense. Poctei ce a poctit Liviu Dragnea, și aici vorbim despre legile justiției, noul cod penal, amnistia și grațierea, dar și legea offshore. De aia s-au întâlnit cei doi ieri într-o întâlnire de taină. Vorbesc de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăricianu. Răstim, cum spunea Șeherezada, iată, taberele se așează, iar Partidul Social Democrat se află cumva în zodia tremurăturilor, pentru că 40 de parlamentari înseamnă extrem de mult într-o coaliție la guvernare aflată cumva pe muchie, că a mai rupt și pro-România și mai sunt și unii și alții. Deja mulți dintre aceștia încet, încet încep să anunțe pe rețelele de socializare că se desolidarizează de Liviu Dragnea și de modul în care acesta acționează în războiul pe față cu Gabriela Firea. Despre asta o să discutăm cu invitații mei, cărora le mulțumesc pentru prezență. Liliana Maria Năstase, colega mea. Bun găsit, Liliana. Îl salut pe avocatul Bogdan Bărbuceanu. Bun găsit, domnule avocat. Ștefănel Dan Marin, domnia sa este de la PMP. Bun găsit, domnule Dan Marin. Liliana Maria Năstase, negocierile dintre Liviu Dragnea și nu știu, o parte a baronilor au cam eșuat. Războiul deschis la baionetă, spun acum, cu nucleare aruncate și de o parte și de alta, cu Gabriela Firea, aduce prejudicii foarte clare partidului pe care Liviu Dragnea credea până mai ieri că îl conduce cu mână de fier. Iată, pe surse, și totdeauna când se aruncă în piață o astfel de pastilă, 40 de parlamentari plus multe alte zeci de consilieri locali se vor ralia în spatele Gabrielei Firea. E clar că aici avem parte de o pregătitoare, va fi un cutremur imens în Partidul Social Democrat și pe această cale putem și chiar titra Dragnea are o problemă. Crezi că e veridică informația care ne-a apărut și ne-a parvenit cumva așa pe surse, să nu le spun oculte, dar surse avizate? Se întâmplă războiul, mocnea în PSD de foarte mult timp, însă foarte mulți mizau pe faptul că odată cu o eventuală condamnare Liviu Dragnea va face un pas înapoi. Din păcate pentru, și chiar și pentru Liviu Dragnea, nu a făcut acel pas înapoi și mai mult decât atât a încercat și încearcă în continuare prin orice metode schimbarea legilor în favoarea sa, astfel încât să nu ajungă la o condamnare definitivă care se prefigurează a fi a se da un verdict la sfârșitul acestui an. Nu știu dacă va rămâne o condamnare cu executare, cu suspendare sau o achitare. Cert este că cred că pentru Liviu Dragnea primordial acum este libertatea. Și apoi în PSD el are în continuare o susținere destul de mare. Sigur că acest război cu Gabriela Firea îl afectează profund, pentru că Gabriela Firea este unul dintre oamenii puternici din PSD. Și atunci, cu siguranță că va atrage foarte mulți parlamentari, pentru că deja consilierii PSD de la Primăria Municipului București, din Consiliul General, și-au manifestat public și deschis sprijinul pentru Gabriela Firea. E foarte interesant, Bogdan Bărbuceanu, ce se întâmplă acum în Partidul Social Democrat? Deci, dacă la mârierile baronilor din teritoriu, alea în surdină, da? Oarecum unii dintre ei nemulțumiți de stipendiile pe care ar fi trebuit să le primească de la Liviu Dragnea. Liviu Dragnea le-a arătat chiar și în cexul PSD că, vezi, doamne, eu sunt diwane only, singurul, ca la serialul ăla cu Nemuritorul. Iată că în războiul cu Gabriela Firea nu-i mai merge. Și nu-i mai merge aproape deloc. Și vedem cumva în acțiunile pe care Dragnea le întreprinde o anumită disperare. Așa este, tensiunea este mai veche, e adevărat, în Partidul Social Democrat, acum s-a acutizat. Sigur că și eu sunt de părere că domnul Dragnea ar trebui să facă un pas în spate, cu tot respectul și cu toată susținerea pe care am avut-o până acum pentru domnia sa în calitate de președinte, dar cred că nu poți pune interesul personal sau al unui grup mai presus decât interesul partidului. Într-adevăr, la acest moment, Partidul Social Democrat
este într-o situație mai mult decât dificilă. Cred că știrea pe care ați dat-o dumneavoastră poate fi plauzibilă. Nu mi-aș dori să se întâmple o asemenea ruptură în interiorul partidului. Și de aceea, repet, cred că este de bun augur acest pas în spate pe care Liviu Dragnea trebuie să-l înțeleagă. Adică nu te poți pune împotriva unor lideri marcanți din PSD, da? Cum ar fi Paul Stănescu, Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea și mulți alții pe care dumneavoastră îi știți, care atunci când au avut o altă părere, ori s-a încercat să li se închidă gura, ori s-a încercat marginalizarea lor. Adică nu poate fi o democrație într-un partid de genul la ședințele CEX votăm cu 100%, pentru că au existat, eu știu, înțelegeri prin fel și fel de întâlniri anterioare, în restaurante, în cluburi și așa mai departe, în care s-au pus la punct niște lucruri. Niciodată în PSD vorbesc de conducerile anterioare. N-au existat astfel de majorități, 100%. Este de necrezut așa ceva și cred că fiecare membru de partid este deranjat de o asemenea abordare. Acum, sigur, tensiunile, repet, s-au acutizat și cred că cel mai responsabil gest al lui Liviu Dragnea ar fi, în spre binele partidului, să facă acest pas în spate. Asta nu înseamnă că trebuie să părăsească partidul. Aici eu nu sunt de acord și cred că PSD a făcut multe greșeli și trebuie să învețe din astea, în sensul că tot timpul ne-am omorât liderii. Adică pe Joana l-am îndepărtat, pe Ponta la fel, atunci când a avut o poziție sau a avut ceva de spus care poate era constructiv, poate nu era, dar sigur se supunea majorității. Nu înseamnă că un membru de partid, fie că este lider, fie că e simplu membru, atunci când are o altă părere, trebuie exclus. Asta este o mare greșeală și este contrar statutului partidului. Liviu Dragnea poate să rămână în continuare, să pună umărul la conducerea acestui partid, pentru că într-adevăr are o experiență, poate să rămână președintele Camerei Deputaților, nu este niciun fel de problemă, a fost ales cu majoritatea membrilor Camerei Deputaților, dar cred că la acest moment rămânerea domniei sale în funcția de președinte al partidului este un risc pentru partid. Iar dacă nu avem o opoziție constructivă, este chiar păcat să o facem noi din interiorul partidului. Da, e de asemenea, o absurditate. De asemenea, vin semnale importante de la membrii de partid, de la socialdemocrați, că pe lângă cei care sunt hotărâți să se grupeze în spatele Gabrielei Firea, există și o mare masă de oameni care balează acum între posibile sinecuri, spuneam, și acest puci interior din Partidul Social Democrat. Ei bine, Ștefănel Dan Marin, PMP-ul, pregătește și anunță o moțiune de cenzură. Exact când, iată, aproape că avem confirmarea, 40 de parlamentari ar putea să voteze pro moțiune de cenzură. 40 de parlamentari de la PSD. Ceea ce ar însemna că toate negocierile, inclusiv cu minoritățile și cu UDMR-ul, ar putea fi perdante pentru Liviu Dragnea. Și ar putea să-i trântească guvernul, da? Deci, până la urmă, cred că este cea mai nimerită perioada în care poți să pui o moțiune de cenzură ca și partid aflat în opoziție. Dar întrebarea mea este alta. Crezi cu adevărat, Ștefănel Dan Marin, în momentul de față, că Gabriela Firea este capabilă să rupă Partidul Social Democrat și să-l îndepărteze pe Dragnea? Asta ca finalitatea războiului, pentru că loc de împăcare nu mai este. Cred că acest conflict va lăsa anumite urmări, în sensul că, așa cum se prefigurează în spațiu public, Liviu Dragnea se pare că își pregătește singur bagajele, iar această mișcare a celor posibil 40 sau mai puțin, mai mulți, nu știm, vom vedea, care vor fi gata să abandoneze, dacă vreți, proiectul Liviu Dragnea, dar nu PSD-ul, va duce la o schimbare a guvernului și nu neapărat pentru că PMP-ul, așa cum știți, n-a votat niciunul dintre cele trei guverne de până acum ale PSD-ului, cel puțin în ultimii 2 ani de zile. Moțiunea noastră se bazează pe faptul că ancheta care urmează sau se află în derulare legată de evenimentele din 10 august, cât și ceea ce a lovit în crunt în agricultura românească, atât persoanele fizice cât și juridice, și anume pesta porcină, toate măsurile care s-au luat, sau care mai precis nu s-au luat, în vederea restrângerii acestei epidemii naționale, au fost unele dăunătoare, extrem de dăunătoare pentru agricultură, dar pentru zootehnie. Dar
În condițiile în care astăzi vorbim despre o posibilă schimbare a majorității în Consiliul General, ca să o luăm etapizat, atâta timp cât și e logic și membrii de partid știu treaba asta, atâta timp cât doamna Gabriela Firea este încă președinta PSD, chiar dacă e interimar București, nu se vor produce astfel de mutații în interiorul Consiliului, iar dacă vreți susținerea pe care dumneavoastră o are în momentul de față de la membrii PSD-ului, nu cred că este una, dacă vreți, garantată sau ținută din scurt de către Liviu Dragnea. Cred că mai degrabă sunt înțelegeri pe plan local. Dar la nivel parlamentar, e posibil să, și dacă vom împreună cu PNL și USR, PMP va reuși să strângă cele 117, cred că, voturi în vederea depunerii moțiunii, e posibil să vedem o răsturnare de guvern. Dar vă mai dau un scenariu scurt în 30 de secunde. Eu vă spun că la ora actuală PSD-ul am senzația că vrea să părăsească guvernare. Pentru că în momentul de față vorbim de o datorie publică externă care crește lunar, zilnică, mi-aș permite să spun, tocmai în vederea susținerii creșterii pensiilor și salariilor, din punctul nostru de vedere, una irresponsabilă și nerealistă această creștere. Iar în momentul de față PSD-ul nu mai are de ce să guverneze în România pentru că nu mai sunt bani. Și cred că singur se vor retrage de la guvernare, poate chiar nedorind să facă anumite negocieri cu parlamentarii proprii și lăsându-i așa pur și simplu să-și găsească un anumit rol, rolișor, în schema asta de răsturnare a guvernului Dăncil. Asta cred și mai pot veni și cu alte argumente, în sensul în care la nivelul sau în interiorul PSD-ului, fără să fiu nici pe departe vreunul care se apleacă foarte mult pe problemele lor, dar ca un politic, la nivelul PSD-ului există mai multe, dacă vreți, disensiuni și nu neapărat tabără, putem vorbi de o tabără adunată în jurul Gabrielei Firea, să nu uităm și de tabăra Ponta, să nu uităm și de tabăra Tudose, să nu uităm și de tabăra Grindeanu și așa mai departe. Bun, atunci când interesele converg, este foarte clar că tabăra Tudose cu tabăra Grindeanu și cu toate taberele posibile și imposibile se vor alia dacă interesele sunt comune. Întrebarea mea este următoarea pentru toți trei. De ce tace Dragnea în războiul cu Gabriela Firea? Pentru că Dragnea a încercat doar așa un discurs împăciuitor, ceva de genul, mă rog, nu reproduc exact cuvintele, dar cam asta era mesajul. Amă găbița, chiar așa, adică suntem și noi oameni, partidul, cum care este e toate. Un lider adevărat de partid ar fi făcut ca aceste discuții să nu apară în spațiu public, în primul rând. În cexul de săptămâna trecută ar fi trebuit fi rezolvate pe loc, dacă președintele într-adevăr are această capacitate de a ține partidul unit. Nu s-a întâmplat acest lucru. Acum, ce ar putea să spună domnul Liviu Dragnea în fața Gabrielei Firea? Să nu uităm, vorbim de un om care are o susținere a electoratului. A fost ales cu un număr foarte mare de voturi, se tot spune, următorul număr după președintele Iohannis. 15% deci are o legitimitate mult mai mare decât orice om numit politic. Da? Atunci ce ar putea să spună în fața unui astfel de om cu o putere marcantă în Partidul Social Democrat? Speră Dragnea într-o împăcare, într-o orice pace strâmbă cu Gabriela Firea acum, nu, prin tăcere? Pentru că în momentul în care Dragnea vorbește despre un adversar politic, dacă vreți, avem cuvinte cheie, ca la căutare, ca la interceptările DNA făcute de SRI, da? Avem cuvinte cheie. Dragnea totdeauna când s-a referit la un adversar politic a început. Sorosiști, da, statul cum paralel, membrii de partid s-au săturat chiar și sau de haștagian. De război. PSD de când a câștigat alegerile este nu război cu vechiul SRI, cu actualul SRI, cu justiția, cu DNA, adică am ajuns să intrăm în război cu orice instituție, cu SPP și așa mai departe. Da, Bărbuceanu, Dragnea, când a vrut să facă declarații contra cuiva, l-a băgat așa, prietenul serviciilor, haștagian, sorosist sau statul paralel. Este, clar. Vă spunem, ei, acum că nu cred că, chiar să, și cred că nu partid se poate. La Gabi Firea nu se poate. Nu se mai poate. Că Gabi Firea l-a susținut pe Dragnea de mai multe ori.
Păi până despre asta vreau să discutăm. Păi haide să ne uităm la declarațiile doamnei Firea imediat după CEX, unde spunea că n-a avut sprijinul guvernului ulterior. În declarațiile ulterioare a venit și a spus că de fapt a început să fie filată sau spionată, nu știu ce termen a folosit, de către Liviu Dragnea sau apropiați de-ai dânsului. Dar eu vă întreb, cei 40, doamna Gabriela Firea și așa mai departe, unde au fost în ăștia 2 ani de zile? De ce vin să vorbească acum și de ce? Că ți s-a umplut paharul, Ștefanel, doamnă Marina, asta e bună. Stați o secundă cu paharul, că nu avem noțiunea asta și nu avem multe. Au justificat legea amnistiei, a justificat. Tot puțin pe dialogul interiorul partidului, că cexuri au fost lunare. Dacă forurile de conducere erau capabile să depășească această situație, ea nu ieșea public. Nu ar fi apărut în spațiu public. Nu cred în așa ceva, repet, încă o dată. Deci, neputința primarului general în a dezvolta, așa cum susține dânsul, proiecte de infrastructură, centură, metrou și așa mai departe, și nu mai știu ce își dorește, nu, canal București și așa mai departe. Să facă bani. Să aveți o experiență în domeniul. Altceva vreau să spun, nu vreau să critic aici neapărat, mulțumesc, nici pe doamna primar și nici pe Liviu Dragnea. Repet, în război ăsta țin cu războiul, nici cu Liviu Dragnea, nici cu Gabriela Firea, dar cu ideea de război, așa, adică... Da, pentru că pe mine mă interesează, ascultați-mă un pic, că din punctul meu de vedere, ca să citez o zicală arhicunoscută, toți o apă și un pământ. Iertați-mă, dar în momentul în care vin al 12-lea ceas... Asta puteți spune despre toată clasa politică. Accept și lucrul ăsta de la dumneavoastră. Când vin al 12-lea ceas și spui că sunt blocate proiecte și așa mai departe, când vezi că ești pe un topogan în sondaje cel puțin și că... Știți cum este? Asta nu se numește salvare, să știți. Disciplina de partid, pe care și dumneavoastră o cunoaște. Eu știu că disciplina de partid trebuie să fie una... De prima dată trebuie expusă public. Ea se discută la nivelul partidului, la nivelul conducerii. Suntem de atunci aici. Când un an, doi, nu se găsește o înțelegere, sigur păi că ea cine a venit în spațiu public? Și public. Păi da, asta vă spun, pentru că nu a existat capacitatea conducerii PSD de a rezolva aceste probleme din interior. Nu e vorba numai de Gabriel. Nemulțumirea au fost mult mai multe care au rămas așa nerezolvate. Oare Dragnea este atât de inabil politic încât să nu o sacrifice din prietenia strânsă pe care o poartă pe Carmen Dan, astfel încât să nu declanșeze un astfel de război cu Gabriela Firea? Nu uitați că din cauza lui Carmen Dan a împicat și un guvern. Deci nu o va sacrifica Liviu Dragnea. Dar de ce oare? De ce ține așa de mult la ea? Mai mult decât atât, mie mi s-a părut cel puțin lăsați episodul Priza. Acolo am crezut că e doar așa o minte de grădiniță. Poți totuși să înscenezi cu prefectul filmările alea, adică e absolut incredibil. Orice om normal ar fi răbufnit în astfel de situații. Și din moment ce am aflat acum că ar fi fost pe primul loc chiar la nominalizare ca premier, începem să ne bucurăm că a câștigat doamna Dăncilă, pentru că doamna Dăncilă are doar niște probleme așa de logică. Doamna Carmen Dan are și ceva cam periculos în gândirea dumnei, niște înscenări din astea așa... Da, mă rog, eu văd că repercusiunile care au urmat respectivului episod au fost înlocuirea șefului de GIP, sau cum se numește structura... Mă rog, asistăm la o situație extrem de interesantă. Eu am spus și am scris și pe ecran, pe surse, da? 40 de parlamentari vor veni în acest război ai PSD, vor veni lângă Gabriela Firea. Dacă mergem la fentă, mergem la fentă. S-ar putea să fie o țesătură pe care noi nu o înțelegem. Dar dacă lucrul ăsta este adevărat, trebuie să spun, dacă lucrul ăsta este adevărat, este groază, este jale, este ce vreți, începutul jale, sfârșitului pentru Dragnea. Nu o să aibă capacitatea necesară să înlocuiască cele 40 de voturi importante în Parlament în timp util. Pentru că Dragnea are o mare problemă. Septembrie este o lună crucială pentru Dragnea. Hai întinsă maxim în octombrie. Mai am o întrebare, că de ce tace și Vâlcov? Dar la aici o să discutăm. Că Vâlcov acum care cum să dădea la Dragnea, Vâlcov deja era el acolo, vituperant, știi? Ei, acum tace Vâlcov că și-a dat seama, probabil, cred că e mai abil ca Dragnea, și-a dat seama că dacă se bagă între doi tauri s-ar putea să iasă șifonat. Prea tăcut, a pus pe Facebook tot felul de... Bine, omul e caz de psihiatrie, așa spune Asociația Română a Psihiatrilor, nu altceva. Luăm publicitate, revenim. Bun.
Bun, am revenit, doamnelor și domnilor, discutăm despre un subiect extrem de serios care ne va afecta pe toți, și anume războiul din PSD, care începe să devină critic, da? Pe surse, nu mergem la fentă, spunem că este posibil, dar informațiile vin tăvălug. 40 de parlamentari PSD se vor alia cu Gabriela Firea în războiul direct și pe față cu Liviu Dragnea. Asta înseamnă că Liviu Dragnea va pierde voturi importante în Parlament. Și niciun fel de alianță, cred eu, cu DMR-ul sau cu minoritățile nu-i vor aduce votul necesar, vormul necesar, să treacă liniștit niște legi în Parlament. Apare, de exemplu, a apărut o ultimă informație, fostul premier Mihai Tudose dă dreptate în declarații publice Gabrielei Firea. Un semnal pe care îl așteptam și era previzibil, pentru că Tudose nu odată a vorbit despre faptul că Dragnea este un tip care nu prea mai lasă loc în jurul lui. Dar mare atenție, că acolo este o combinație extrem de interesantă vis-a-vis de Tudose. Tudose este cunoscut ca un PSD-ist cu multă influență în zona Moldovei. Da? Și aici vorbim despre grupul de la Bacău, cu care Tudose are ce? Afaceri. Mare atenție. Dar vorbim despre veșnicul curtat Marian Oprișan, baronul de la Vrancea, care este legat prin niște fire aproape invizibile de Mihai Tudose. Iar Oprișan tace de nu se mai oprește, ca și Vulcov. Și culmea, tac și gornistele de serviciu în sensul de declarații, adică Lia Olguța Vasilescu, Rovana Plumb și Carmen Dan în acest război. De fapt, războiul se duce cam așa și o să vă rog să comentați. Gabriela Firea vine aproape în fiecare zi cu o nucleară la adresa lui Dragnea și a PSD-ului, iar PSD-ul tace de nu se mai oprește, doar câțiva din eșalonul 15 al PSD-ului se trezesc să mai ia atitudine pe undeva pe Facebook. Să clarificăm, Gabriela Firea nu a atacat PSD-ul, ci a atacat conducerea. Dar PSD nu înseamnă Liviu Dragnea în momentul de față? Eu nu cred că înseamnă Liviu Dragnea PSD. PSD înseamnă aproape milionul de membri de partid, milioane de alegători. Cred că ăsta este PSD-ul. Nu este Liviu Dragnea. Sigur, Liviu Dragnea a venit, va pleca când va considera că este cazul sau că nu se va mai putea, dar nu înseamnă PSD egal Liviu Dragnea. Acum, de ce este plauzibilă informația pe care înțeleg că se vehiculează pe surse cu cei 40 de parlamentari? Ei sunt din teritoriu, sunt din organizațiile, cum spuneați dumneavoastră, a lui Tudose, a lui Grindeanu, a lui Paul Stănescu, a lui Oprișan. Adică nu sunt oameni care pleacă neapărat către Gabriela Firea, ci care, în organizațiile lor de bază, au avut niște îndrumări, au existat niște nemulțumiri între aceste organizații, președinții de organizații și Liviu Dragnea, pe care Dragnea se pare că n-a știut să le aplaneze la momentul respectiv și să le închidă atunci. De asta spuneam că eu cred că un președinte de partid care într-adevăr are o capacitate extraordinară de a conduce e capabil să treacă peste toate aceste neînțelegeri, că ele sunt normale până la un punct. Da, vorbim de cel mai mare partid din România. Dragnea pune ochiul și timpanul la intrarea în primărie ca să vadă ce social-democrat se duce să vorbească cu Gabriela Firea. Este normal să spui atunci când o spui în interior și nu te ascultă nimeni? Intern ministerelor conduse de X, Y sau Z să caroteze primăria municipiului București? Nu, Laurent, chestiunile astea au fost ridicate de Gabriela Firea în interiorul partidului și a CEX-ului, în acele cexuri în care se votează cu 100% majoritate, da? Atunci când Gabriela Firea nu a găsit niciun fel de răspuns, niciun fel de dialog, niciun fel de deschidere pentru rezolvarea acestor probleme, sigur că ce trebuia să facă? Să lase capul și să meargă și mai departe? Pe mine mă umflă răsul. Sunt și oameni cu demnitate, să știți, în acest partid. Adică nu doar care ridică mâna că așa primesc un ordin sau pentru că le e frică. Da, bun, acum eu nu mai plâng de ceva sau de PSD-ului, nu. E o chestie așa că la Dragnea și tot războiul ăsta a fost anunțat cumva, da? Deci Ecaterina Andronescu, era zic Teodorescu, Ecaterina Andronescu a ieșit cu scrisoarea deschisă la Liviu Dragnea, băi, alo, domnul, nu prea bine ce faci. Intelectualii din PSD au aplaudat, dar pe ascuns, toată povestea asta, pentru că așa este în tenis. Mare, mare atenție!
cei de la PSD, Carmen Dan și nu știu mai cine, ca să scape de celebrul dosar cu Mineriada, cum zicea Băsescu, din 10 august, au încercat să ce? Au încercat să toarne castanele fierbinți în capul Speranței Cliseru, care este prietena lui Gabriela Firea. Mă, și atunci a răbufnit totul. Deci aia, povestea aia cu stai că a spus în cer și că nu știu ce, nu stă în picioare Bogdan Bărbuceanu. Nu. Acolo a fost, tată, ce faci? Te dai la mine? Adică toate firele ajungeau la Gabriela Firea. Dacă Speranța Cliseru deconta, așa cum a vrut Carmen Dan și Dragnea, tot ceea ce s-a întâmplat pe 10 august, e clar că toate vocile o legau de cine? De Gabriela Firea, iar Gabriela Firea pierdea foarte mult din imagine. Păi și acum cred că e momentul. Între persoane, pentru că vorbim până la urmă de o răspundere penală acolo. Adică nimeni nu cred că poate să-și asume doar așa. Hai, de dragul domnul Bărbuceanu, ce răspundere penală? Au început anchetele din violențele din 2012, penale. Nici acum nu s-au terminat. Aia, sunt bun. Dosare penale. Vom avea o soluție penală. Păi nu, aia nu de joacă. Știți ce se întâmplă? Treburile politice nu se rezolvă pe scările parchetului, oricât ați vrea să... Tocmai de aceea spun. Aici nimeni nu-și asuma o răspundere care poate fi chiar penală din interes politic, pentru că îi sugerea Dragnea, pentru că îi cerea Carmen Dan sau... mai repede administrativ și discut. Dar nu vreau să o întrerup pe colega noastră de platou, revin imediat după. No, eu vreau să spun că și Liviu Dragnea cred că și-a dat seama că nu va avea susținerea totală în Parlament și își rezolvă toate problemele cu guvernul. Și istoria foarte recentă ne-a demonstrat pe rectificare bugetară, încearcă ceva și pe amnistie și grațiere, că de aia și ieșit un pic de revoltă prin PSD și va rezolva toate problemele prin intermediul lui Tudorel Toader, care va sta liniștit cu propria ei semnătură la biroul notarial după ce nu va mai ocupa deci, acest... Deci Toader, după părerea ta, a făcut obiectul unui troc între Dragnea și Tăriceanu? Nu, te întreb. Ce? Dacă Toader a fost obiectul unui troc între Dragnea și Tăriceanu, în contextul ăsta. Orice numire politică e un troc. În contextul ăsta. Adică Tudorele pregătește ordonanță de guvern și motivarea acesteia, amnistie și grațiere, să scape Dragnea de pușcărie. Da. Deci asta e trocul cu Tăriceanu. Nu e foarte sigur Tudorel Toader ce să facă și atunci s-a gândit să încerce un pic pe rectificarea bugetară. El a mai ajutat un pic pentru că este opera 100% a lui Tudorel Toader venind cu o decizie a Curții Constituționale care referea cu totul la altceva, dar mă rog. Dacă nu era niciun fel de problemă, se duceau în Parlament, da? Nu se duceau, domnule, nu mai ne ducem la Iocanis, nu ne-a dat, ne-a suspendat. Păi nu se mai duc, da, nu se ducă nici cu amnistia și grațierea, pentru că ordonanța de urgență, și nu văd cum ar putea intra în vigoare, reprezintă o urgență, după cum îi spune numele. În Parlament, în schimb, există din 2012 un proiect de amnistie și grațiere, din 2012 sau 14, nu mai rețin. Deci nu se mai justifică urgența. Da, dar nu mai poate Dragnea acum să conteze pe niște voturi. Adică s-ar putea să fie semnalul și știți cum e când animalul e slab, toate hienele sunt încălare pe el și s-a terminat. Astăzi, pe Liviu Dragnea, lui nu-l interesează niciun vot, nu-l interesează nici dacă pleacă 80 de parlamentari. Dar ce-l interesează? Să controleze guvernul? Să obțină bineînțeles, o lege ar fi interesat, dar dacă nu se poate, și o ordonanță de guvern e foarte binevenită, prin care să fie amnistiate anumite infracțiuni, printre care și infracțiunile pentru care el a fost condamnat, astfel încât să scape de o eventuală condamnare, care orice om, eu nu pot să mă pronunț dinainte dacă îl condamnă sau nu instanța de judecată definitiv. Dar o condamnare de aproape 4 ani cu executare, mă scuzați, nu se transformă niciodată în achitare, decât dacă apare un element super bombă care, dar ce element superbombă să apară atât timp cât acolo sunt persoane care au făcut acord de recunoaștere? Da, este o întrebare, Ștefanel Dalmarin, părerea ta despre toată această nebuloasă. De ce vorbim despre această nebuloasă, oameni buni? Pentru că bălăcăreala asta de la nivelul politic ne afectează pe toți, da? Țara nu mai progresează și vrem odată să se clarifice apele, pentru că dacă ne mai țin ăștia încă 2 ani în bălăcăreli politice și în răzbunări de astea, s-ar putea să nu mai avem țară la propriu de data asta, pentru că unii vor pleca, iar alții o lasă de izbeliște. Publicitate, revenim. Bună, am revenit, doamnelor și domnilor. Avem o conjunctură politică specială în momentul de față. Se pare că
Dacă Dragnea a reușit până acum să stăpânească partidul prin cexuri, prin toate ședințele posibile, inclusiv parlamentari, iată că războiul cu Gabriela Firea îi poate aduce prejudicii în calitatea sa de conducător al acestui partid. De-aia cred că și Dragnea tace, tot sperând într-o pace strâmbă cu Gabriela Firea, însă lucrurile se pare că nu mai pot fi reparate. În același timp, Viorica Vasilica Dăncilă vorbește despre remanierea în guvern și despre evaluarea miniștrilor, încercând probabil să abată atenția de la ce? De la adevăratul subiect, adică războiul despre care facem referire. Ștefanel Damarin, încă o dată, pentru că la ora 14 o să discutăm despre alte subiecte. Vreau să știu cum credeți că se va finaliza acest război. Știți cu ce compari războiul ăsta între Liviu Dragnea și primarul general? Fix cu același tip de război, tot unul politic în interiorul PSD-ului, între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. La nivelul martie 2017, când în ianuarie, după emiterea ordonanței 13, ulterior 14, care abrogă 13 mitingurile, și aici vreau să fac și comparația, să vedeți de ce stă în picioare, mitingurile din februarie, unde s-au adunat probabil 500.000 de oameni la nivelul țării, atenție, ca să nu vorbim doar de București. La fel și aici. A intervenit o discuție pe legile care ar putea modifica într-un fel codurile justiției, dar în momentul în care ți apare, și aici vreau să revin la doamna prefect Speranța Cliseru, în momentul în care ți apare un astfel de conflict care n-a apărut în februarie 2017 în stradă între jandarmi și participanți, în momentul în care tu vii și eu o decizie administrativă, prefect, în care vii să spui acordul de intervenție se poate da inclusiv telefonic sau prin orice formă către cei care gestionează situația operativă în speță, bănuiesc că șeful de stat major al jandarmeriei, pentru a interveni sau nu, în cazul nostru, pentru a interveni în mulțime și a face acel măcel pe care nu vreau să mai discutăm despre el. Deci, repet, este vorba de un acord. Acest acord trebuie să fie însoțit și de un ordin care trebuie să fie sub formă fizică semnat. Ordinul acesta se semnează în 24 de ore după ce s-a intervenit prin acord. Păi atunci spuneți-mi și mie a cui este greșeala, pentru că doamna ministru Carmen Dan a venit și a spus ceva la finalul cexului. Vom veni și vom face precizări exact în tocmai cu referitoare la situația care s-a derulat și fiecare dintre factorii implicați ce fel de ordin au dat. Păi haideți să fim atenți un pic. Deci în momentul în care doamna Cliseru vine și spune da, aveți acordul de intervenție, de, dacă vreți cum s-a exprimat dânsa, de descongestionarea pieții și așa mai departe, și ulterior a fost semnat, repet, putea să fie semnat și dimineața, nu era niciun fel de problemă, ordin. Păi spuneți-mi cine are dreptate? Cel care a dat acordul la o anumită oră? Contrasemnat. Mare, contrasemnat. Nu, discutam doar administrativ. Deci nu penal, nu vreau... Acolo e simplu, să iau convorbire. Vorbim despre scandalul, deci, Cristi Borcea, pușcăriaș de lux, la ora 14. Tot atunci o să vorbim despre politicianul care trăiește din dezlegări de farmece și blesteme. O să-l cunoașteți și dumneavoastră, ochii pe mine, la ora 14.